credeți că vine sau nu războiul? Nu știu ce să zic. Eu sper să nu vină. Suntem în pericol? Vă simțiți în pericol? Ei, sigur că mi-e teamă, dar eu sper să se rezolve pe cale diplomatic. Ce măsuri v-ați luat, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva? Nu m-am gândit încă. Nu m-am gândit. Și dacă vine războiul sau nu? Dacă m-am luat să iei sănă? Nu cred. E un scenariu între intenții. Nu vă e teamă? Teamă? Nu știu. Domnule, eu consider că sunt interese mai mari de atât. Așa. Nu mi-este foarte teamă, pentru că oricum nu suntem pregătiți pentru așa ceva, dar nu mi-este foarte teamă în ideea în care cred că sunt alte interese la mijloc. Un pic de teamă este, cred că în fiecare român, să spunem așa, pentru că nu știu ce se va întâmpla, dar nu atât de grav, nu atât de apăsătoare, încât suntem în altă eră cu alte interese. Aici, România, da. Nu vine războiul. Sunteți la curent cu ce se întâmplă? Vă referiți cu rușii. Cu rușii, da. Ce se vine războiul la noi, să ce? Nu știu. Nu, da, nu vă simțiți în pericol? Nu aveți nicio temere? Suntem prea mici. Dacă eram mai mari, putea să ne fie teamă. Așa e că suntem mici. Suntem pregătiți în caz de război, noi ca țară? Să murim primii. Nu vă este teamă? Adică nu vă faceți griji că România ar putea să fie în pericol? Și dacă ne facem și dacă nu ne facem, ne facem tot degeaba. Dar suntem pregătiți noi ca țară, în cazul în care vine războiul, suntem pregătiți? Ce credeți dumneavoastră? Vine sau nu războiul? Nu, cred. Vine sau nu războiul? Nu. Nu vine războiul? Nu. Ți-e teamă? Teamă. Nu, e teamă de îngrijorare. Țara, România, e pregătită în cazul unui război? Nu. Și te simți sau nu în siguranță în țara ta? În momentul de față, da, mă simt în siguranță. Pentru că nu cred că vine războiul, de-aia. Dar dacă ar veni, nu te mai simți în siguranță? Atunci clar nu. Nu vine. Nu vine, dar Doamne ferește, dacă s-ar întâmpla ceva în țara asta, am fi noi pregătiți să facem față? Nu. Cum te numești? Alex. Alex, vine sau nu războiul? Eu zic că nu. Nu vine. Pe ce te bazezi când spui asta? Nu știu, s-a mai auzit până acum că vine și tot n-a venit. Vine sau nu vine războiul? Nu vine, ține Dumnezeu cu noi că suntem amari, nu avem ce să mâncăm, nu avem lemn, nu avem copii de crescut. Da, vrem să trăim, să muncim. Da, vă simțiți în siguranță în România dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva la nivel de conflict? În țara mea cum sunt? Vă simțiți bine aici? Păi da. V-ați făcut, nu știu, provizii, ceva în cazul în care s-a întâmplat? Mi-am făcut că nu am bani. Aștept să iau leafa și mi-am dat tot. Vine sau nu războiul? Nu vine. Pe ce te bazezi că-ți asta? Nimic. Te simți în siguranță în România? Nu. Dacă s-ar întâmpla ceva, Doamne ferește, în țara asta, ce-ai face? Chiar nu m-am gândit la asta. Vine sau nu vine războiul? Nu știu ce să zic, nu sunt eu cu toate informațiile la punct, dar nu vine. Dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva, te-ai simți în siguranță în România? Nu cred. Bine, eu așa sper. Vă este teamă? Adică... Sincer, da, dar acum nu știu sigur dacă va fi cum a fost odată războiul sau alte modalități. Nu știu. Vine sau nu războiul? Nu știu. Ți este teamă în țara ta? Ești, te simți sigur, nesigur? Sunt ok în țara mea, da. România, din punctul tău de vedere, este pregătită să facă față unui conflict? Nu. În cadrul alianței NATO, da. Vrem să vă întrebăm, doamnă, vine sau nu războiul? Doamne, ferește. Așa spunem și noi, dar ce credeți noastră? Eu nu mai cred nimic, pentru că am avut un frate și la 23 de ani a murit la Cotidonului. Noi nu suntem de vină, noi vrem să fie liniște, să fie toată lumea mulțumită. În special copilașii ăștia care se nasc cu păcat, că nu are liniște, n-are. Noi vrem totul mai bine, da?